am ochivert, din frumos, sunt înoltă, m-aș putea să spun că sunt foarte înaltă și se labă la scândură. Dar am sânii mari, cu spârcuri și mai mari, sunt scriitoare, nu mănânc deloc carne, am pielea netedă și întinsă peste tot, cum te cheamă. În receptor se aude voce de bărbat. Mă cheamă Laura, sunt maniacă depresivă. Wow, perversiuni sexuale! Mamă, ce-mi place! Oh, Teresi Williams! Toți ăștia au fost maniacă depresivi. Anne Sexton și Sylvia Plath au încetat să-și mai ia medicamentele ca să poată să scrie mai bine. Medicamentele îți încetinez gândirea, ori ca să scrii, mintea trebuie să-ți fie ascuțită ca un bisturiu de diamant. Gata cu medicamentele! Să le ia mama dacă sunt bune, eu nu sunt nebună, sunt doar... puțin bolnavă! Îmi trece. Când scriu, trece. Urc acasă. Cheile. Asta ce e că nu e a mea. Asta nu e a mea. Și caută asta la mine. Asta e a mamei, bineînțeles că e a mamei, de ce caută la mine. Și asta e tot a mamei, ce n-ai așa lăsat toate lucrurile la mine? Wow! Asta e lucru-i! Dar ce-o caută? Zgarda lucru-i? Dar, Doamne, dacă totul e opera ta, de ce mai chinuiești așa? Și dacă tot mă chinuiești fără piept de mine, măcar să-mi fi dat un semn că suferința asta are un rost? Dumnezeu, apropiatul și îndepărtatul, Dumnezeul lucrurilor, de ce atâta suferință? De ce? Thank you.
Thank you.